Bună ziua, cred că putem să începem. Am livrat suficient de multe prezentări, astfel că să știu că am 30%, 30 de secunde să vă atrag atenția, așa că o să fac ceva, să fac un pas în spate și o să vă las un video de la care o să pornim toată discuția. Și așa am ajuns în Timișoara. De ce am ales Red Bull Racing ca partener, sau poate de ce ne-au ales ei ca parteneri de tehnologie? Punem foarte mult preț pe parteneriat, așa că această sinergie între Oracle și Red Bull Racing a dus la câteva campionate mondiale. Dacă nu sunteți pasionați de Formula 1, sau cu atât mai mult dacă sunteți pasionați de Formula 1, vă așteptăm în booth-ul nostru pentru a discuta apropo de cum folosesc cei de la Red Bull Racing tehnologia Oracle pentru a livra rezultate incredibile. Prețuim acest parteneriat la fel de mult cum prețuim și parteneriatul cu ETA, partenerul nostru, și pe calea asta le mulțumim pentru invitație. Și într-un final, sper că sunteți suficient de interesați de tema propusă. E momentul să mă și introduc. Numele meu este Alex Neagu. În cadrul companiei Oracle am titlul ăsta pompos, Oracle Cloud Engineering Manager. Echipa mea se ocupă de Europa Centrală și de Est. Ce înseamnă asta, dincolo de titlu? Ajutăm, sprijinim clienții, partenerii pentru a folosi tehnologia Oracle pentru a-și atinge obiectivele, practic. Suntem în fața clientului, lângă client, și ajutăm să folosească cât mai bine tehnologia pe care o punem la dispoziție. Am propus un titlu destul de ambițios, care la prima vedere nu spune neapărat foarte multe, așa că o să începem de acolo. Hai să vedem despre ce vrem să discutăm astăzi. Empowering innovation with advanced technology solutions. Cred că până în momentul ăsta e clar că inovație e un termen larg și fiecare are propria înțelegere asupra ce presupune inovație. Ce presupune inovație în 2023? Și ce înțelege Oracle prin advanced technology solutions? Care sunt tehnologiile pe care noi le punem la dispoziție? Da? Aș îndrăzni să vă întreb, care credeți că este termenul cel mai întâlnit atunci când ne gândim la inovație, tehnologie și calupul ăsta de termeni asociați? AI? Da? Gând la gând. Nu cred că se mai aude. Ce spune Sundar Pichai? AI. Și cam aici s-a terminat. E un rezumat a ceea ce s-a discutat la o conferință Google și suntem de acord, apropo de tehnologiile pe care le oferim, da, AI e o chestie importantă, dar nu cred că e vorba doar despre asta.
Însă, AI este pe buzele tuturor, așa că ne-am propus și am construit o aplicație pentru evenimentul ăsta. Aplicație care folosește Generative AI, dat fiindcă toată lumea e în barca asta cu Generative AI. Și primul call to action către voi este să veniți în butul nostru. Avem o aplicație, puteți să vă înregistrați, nume, adrese de e-mail și veți putea genera în Oracle Cloud de data asta, pe ultimele versiuni de plăci grafice GPU, free of charge, avatar, da? Pornind de la un set de date pe care voi îl furnizați, între 15 și 20 de poze, selfie-uri pe care le încărcați și undeva când modelul, mă rog, termină de derulat, o să primiți o serie de avataruri. Deci vă așteptăm în butul nostru la sfârșit dacă vreți să faceți chestia asta. O să vă dau și un exemplu. Ia să văd dacă reușesc. Am făcut și eu chestia asta tocmai ca să am posibilitatea să vă și arăt. Dacă reușim să... macOS nu vrea. O să încerc un pic mai târziu să văd dacă reușesc să... Da, ce înseamnă avataruri? Pornind de la un set de poze pe care le încărcați, practic construim un model pe GPU-uri NVIDIA, nu trebuie să faceți nimic, aplicația este compusă din mai multe componente, low-code, GPU-uri, calcul paralel, multe bazuri de genul ăsta. Ce am învățat eu din folosirea aplicației și, mă rog, regulă de AI, regulă valabilă în AI, garbage in, garbage out. Dacă îți faci pozele la 12 noapte și ești foarte obosit, toate pozele se puțea să încruntate, așa că vă sfătuiesc să vă puneți un zâmbet larg pe față dacă vreți să faceți chestia asta și, din nou, vă așteptăm în boot să discutăm despre ce puteți face cu ea. Mă întorc la slide-uri. Bun, innovation chain, dincolo de AI. Suntem în punctul în care vrem să folosim AI sau cum folosim AI. AI nou sau large language models mai nou, modele convoluționale, lucruri de genul ăsta, da, le vom întâlni, da, le vom folosi și ideal le vom folosi într-un mod inteligent, dar cred că trebuie să facem câțiva pași până să ajungem acolo. Pentru noi tot ce înseamnă inovație înseamnă orice soluție de tehnologie care are sens pentru noastră și pentru business-ul noastră. Pornim de la un scop, pornim de la ceva ce vrem să obținem și punem folosim ca și când ar fi niște piese Lego, diferite componente în scopul pe care dumneavoastră vi-l propuneți. Și pentru a face chestia asta, e un parteneriat, din nou, trebuie să mă întorc la cuvântul ăsta. Tehnologie Oracle, partener precum ETA și dumneavoastră, bineînțeles, pentru că fără contribuția dumneavoastră, indiferent de care e scopul propus, este dificil de atins de unul singur. Și acum, pentru că vorbim de AI și toată lumea vorbește de AI, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, da? De unde vine IT-ul, de unde vine software-ul și încotro ne îndreptăm și cum se raportează Oracle la chestia asta. Poate cineva să-mi spună din sală când auziți Oracle la ce vă gândiți prima dată? Da, bază. Okay. Altceva? Mai face Oracle și altceva? Okay. O să încerc să vă schimb un pic părerea asta astăzi. Apariția computerilor, prima paradigmă destinate companiilor foarte, foarte, foarte mari. De ce? Pentru că investiția în hardware era una foarte mare, capacitatea sau, mă rog, impactul pe care aplicațiile IT le aveau la momentul mainframe erau destul de limitate și, practic, vorbim de un pool de oameni foarte restrâns, apropo de utilizatori de tehnologie. Perioada 1960-1980 avem utilizatori și use case-uri de mainframe chiar și astăzi, deci nu uităm cu totul de ceea ce presupune mainframe. Doar că evolutiv, în 1990, sau începând cu perioada 1990-2020 și în continuare, vorbim de modelul client-server, poate vă este familiar. Avem un client instalat pe end-device și în momentul ăsta deja hardware-ul este mult mai affordable. Putem să folosim tehnologia în diferite... Putem să folosim tehnologia pe o scală mult mai largă. E și momentul în care utilizatorii finali încep să fie utilizatori de tehnologie. Modelul client-server funcționează sau îl întâlnim și astăzi, coincide cu popularizarea internetului, cu scăderea costurilor pe zona de hardware începe să devină commodity și așa mai departe. Și a treia paradigmă, paradigma cloud. Începând cu 2010, Amazon, propunem un nou model. În primul rând, ce înseamnă cloud? Cloud este un nou model de a livra servicii, oferi soluții de tehnologie as a service.
Putem să vorbim de iau mașina virtuală de aici și o punem acolo. Dar, de fapt, puterea acestui model nu vine din a lua, din a ne deplasa dintr-un model de colocare și a beneficia de un serviciu oferit de un furnizor. Da? Ideea cu cloud este că punem la dispoziția clienților cea mai avansată tehnologie. Și gândiți-vă la chestia asta. Dacă în perioada 1960 o companie precum General Electric își permitea un mainframe pe care să ruleze cu tehnologie Oracle, astăzi ce a făcut, sau ce a făcut posibil cloud-ul? Să democratizăm accesul la tehnologie. Orice startup, orice persoană fizică, orice individ are acces la cele mai înalte tehnologii. Între Deutsche Bank și fiecare om din sala asta nu e nicio diferență. Acele servicii pot fi consumate printr-un model diferit. Model în care, de data asta, responsabilitatea este împărțită. Foarte multe din răspunderi sunt luate de către, sunt preluate de către furnizorul de servicii în speță Oracle și ce vă rămâne vouă de făcut este să extrageți cât mai mult din soluțiile respective. Oracle a venit din perioada, adică Oracle a fost prezent ca și furnizor de servicii și va fi în continuare în toate paradigmele. Și asta este foarte important, pentru că am vorbit de cloud, dar realitatea e că cloud-ul nu e o soluție universal valabilă, motiv pentru care foarte multe din workload-uri sunt în continuare în premizele dumneavoastră și foarte mulți clienți are sens să păstrezi controlul asupra infrastructurii, controlul asupra modului în care operaționezi și așa mai departe. Și întorcându-mă la care este strategia Oracle în continuare, strategia Oracle este să oferim accesul la tehnologie indiferent de modul în care vreți să o folosiți. Da? Înainte de a trece să vă povestesc un pic despre care este modelul, cum vedem noi viitorul, viziunea și așa mai departe, trebuie să ținem din nou cont de context. Trenduri globale, care au legătură, poate nu în mod direct cu IT-ul, dar influențează cu siguranță direcția în care ne îndreptăm. AI, am vorbit deja de subiectul ăsta. AI everywhere. Chiar glumeam, lucrez în calitatea pe care o am la oră, că lucrez cu foarte multe startup-uri. În ultimul an, toate startup-urile au devenit din X, au devenit XAI. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Toată lumea a pus AI în titlu. Cum folosesc AI sau dacă îl folosesc sau dacă sunt un startup din segmentul ăsta de AI, contează mai puțin. Toată lumea a adăugat AI. Chestia care e destul de amuzantă, dar relevă și aspectul ăsta AI is everywhere, pretty much. Deci, da, ca și strategie, ne așteptăm ca foarte multe din soluțiile pe care le folosim să incorporeze într-un mod sau altul AI. Expansion to the edge, 5G, cloud-ul a propus o paradigmă în care centralizăm soluțiile și asta duce cumva la un trafic de la edge către mediul central destul de mare. Da? S-ar putea să nu fie fezabil, s-ar putea să nu fie o arhitectură care să răspundă tuturor nevoilor. 5G, deja discutăm de cantități foarte mari de date generate în premize, nu știu, în fabrici și așa mai departe, are sens să iau toate datele respective să le duc într-un model central? Probabil că nu. Și atunci expansion to the edge este un al doilea trend pe care îl întâlnim și care influențează tehnologia și direcția în care merg soluții. Rising operational costs. Poate că, na, le simțim ca persoane fizice, se simt și ca persoane juridice, costul la energie, toate prețurile, inflații și așa mai departe. Toate companiile și-au propus să reduc, da? Să reducă într-un anumit, sau să optimizeze anumite arhitecturi, anumite costuri și așa mai departe. Un al treilea trend foarte important. Sustainability și green computing. Și aici, în ultima parte a prezentării, o să vă propunem din nou, va să fie al doilea call to action. Vă așteptăm în butul nostru dacă vreți să faceți o estimare de cât de sustainable este infrastructura voastră existentă. Colegii mei de aici din sală, Mihai și ceilalți pe care îți vei găsi în stand, au construit o aplicație care, pornind de la inputurile voastre, introducem infrastructură și așa, lucrurile pe care le aveți, puteți să calculați cam care e amprenta de carbon, lucruri de genul ăsta. Da? Dacă vreți să faceți o astfel de simulare, putem să o facem împreună. Și al cincelea, da, security, posture, vedem an de an, investiția în securitate crește și crește din ce în ce mai mult. Și atunci, care este viziunea Oracle, apropo de tehnologie și modul în care tehnologia va evolua în anii ce urmează? Credem că hybrid cloud și multi-cloud sunt răspunsul. Hybrid cloud însemnând că, chit că vrei să folosești aplicația în curtea ta, chit că vrei să folosești aplicația în cloud-ul public, chit că vrei să construiești în relație cu un partener, un cloud local, într-o anumită măsură. Credem că toate lucrurile astea se află, toate răspunsurile se află
la dumneavoastră, de fapt. Și ceea ce noi încercăm să facem este să vă oferim toate aceste posibilități. La fel cum cloudul hibrid, cloudul Oracle hibrid, nu este singurul cloud, adică nu suntem absurzi, știm foarte bine că există Amazon, știm foarte bine că există Google Cloud, Azure, și atunci nu ne propunem să competiționăm cu toți. Ba, din contră, ne propunem să construim ceea ce înseamnă platformă multi-cloud. Și aici o să vedeți că avem mai multe, am încercat să le listez, apropo de serviciile pe care le oferim, da, în parteneriat cu diferiți alți cloud provideri. Așa cum internetul a ajuns să fie o rețea a rețelelor, da, la nivel care s-a extins până acum la nivel global și a conectat diferite rețele, așa credem noi că cloudul, că e cloud privat, că e cloud public, că e Azure, Amazon și așa mai departe, o să devină un cloud global. Și pași serioși sunt în, facem pași serioși în această direcție. Dacă aveți experiență cu Oracle, de-a lungul timpului poate v-ați format o impresie, aud lucrul ăsta foarte, foarte des. Oracle nu e chiar genul de companie care să partenerieze sau să fie foarte deschisă, adică pentru cei care cunosc Oracle, era foarte improbabil în urmă cu ceva ani să găsiți VMware și Oracle pe același slide, pe o prezentare livrată de Oracle. Da? Lucrurile se schimbă și înțelegem că nevoile clienților se schimbă și tocmai de asta venim cu offering-uri speciale pentru dumneavoastră. Dar ce are Oracle special? Investim foarte mult și răspundem la nevoile clienților. De ce Oracle a intrat în jocul ăsta de cloud mult mai târziu? Pentru că am așteptat să vedem care sunt nevoile clienților. Și ca idee, în continuare, cloudul public este folosit cu precădere la aplicații care sunt construite noi, de tip software as a service sau ceva care să aibă o extindere globală, și media test and dev, disaster recovery, deci sunt foarte multe workload-uri care se predează. Cu toate astea, aplicațiile mission critical se găsesc în cea mai mare proporție, să zic așa, în continuare în data center-urile clienților. Și credem noi că lucrul ăsta o să continue. Depinde foarte mult de industrie, depinde foarte mult de reglementări, depinde foarte mult de ce vă propuneți să faceți și cum gestionați estate-ul ăsta IT. Dar ce încercăm noi să facem? Modelul de clouded customer, dacă ai nevoie de toate beneficiile cloud-ului, și anume flexibilitate economică, folosirea unui produs as a service, în care răspunderea de operare, bună performanță și așa mai departe, cade în atribuția furnizorului și nu al tău, plus gradul înalt de automatizare, atunci modelul de clouded customer se potrivește foarte bine. Da? În urmă cu 2 săptămâni, Larry Ellison, fondatorul companiei, a venit cu un anunț foarte îndrăzneț, pe care vă rog să-l interpretați între ghilimele. A spus că o să construim un cloud în fiecare țară. La momentul ăsta vorbim de peste 60 de regiuni disponibile. Cel mai apropiat de România a fost lansat în urmă cu vreo 2-3 săptămâni în Serbia. În Serbia există un cloud public, clienții din Serbia pot să folosească serviciile. Mă rog, planul este unul foarte ambițios, nu știu exact când se va și materializa, dar cu siguranță este un plan ambițios la care contribuim și noi prin prezența noastră de astăzi și nu numai. Cealaltă direcție, apropo de AI, apropo de blockchain, apropo de toate tehnologiile astea care au luat prima pagină în ultimul timp, credem noi că a responsabiliza clientul și a pune toate instrumentele pe masă și apoi să-l rugăm, ok, vino și implementează-ți-le singur, s-ar putea să nu funcționeze de fiecare dată. Va funcționa pentru echipe cu development, va funcționa pentru companii care se ocupă cu genul ăsta, lucrează în industria asta. Dar ce credem noi că va funcționa la o scară mult mai largă, este de a construi soluții. Soluții însemnând soluții de tehnologie, ce folosesc inteligența artificială, ce folosesc blockchain în spate și lucruri de genul ăsta. Da? Ca idee, cam așa o vedem. Industry solutions, care pot fi folosite atât în on-prem, cât și în cloud sau oriunde vă doriți. Și modelul ăsta de hybrid cloud și multi-cloud în funcție de specificul și nevoile dumneavoastră. Cine este Oracle astăzi? Din sala am auzit baze de date și este foarte corect. De foarte multe ori aud Oracle is a database company. Eu aș corecta chestia asta. Oracle is the database company. Și aici, când vine vorba de data management, aveți posibilitatea să testați serviciile publice, veți vedea că sunt într-o cu totul altă ligă când vine vorba de baze de date. Cel mai adesea în trecut ne loveam de costurile crescute, să zic așa, sau de ceea ce părea a fi costuri crescute. Astăzi, cu cloud și cu toate lucrurile pe care, tot portofoliul ăsta larg pe care îl oferim, dacă faceți o estimare de costuri, veți vedea că lucrurile nu mai stau deloc așa. Da? Și ce găsiți în portofoliul nostru? Păi,
în partea stângă sus, Oracle Applications, aplicații de business, aplicații de ce pot fi folosite. Sunt clienți în sala, deja am purtat o discuție în booth, clienți de EBS, clienți de JD Edwards, soluții de tip RP, soluții de HCM și așa mai departe, soluții la cheie pentru clienți, pentru a fi utilizate. Custom Applications, și aici vorbim de aplicațiile construite fie de client, fie de rețeaua de parteneri. ISV Applications, același lucru, aplicații pe care cineva le oferă ca și serviciu către clienții finali, folosind tehnologia Oracle. Și când vorbim de tehnologie Oracle, vorbim de servicii de tip development, în cloud, containers, functions, soluții de integrare, analytics și BI, machine learning și AI. Oracle e mult mai mult decât, ceea ce încerc să spun este că Oracle are mult mai mult în portofoliu decât simpla bază, sau mă rog, simpla, nu e simplă deloc, decât baza de date pe care toată lumea o știe și o recunoaște. Bun, unde rulează toate serviciile astea? Unde vreți. On-premise, în cloud, fiecare cu avantaje și dezavantaje, fiecare din offering-uri răspund într-o anumită măsură unor nevoi sau unor stringențe. La ultimul congres IT, la ultima participare la IT Congress, sper că era în 2019, sincer n-am verificat informația, Oracle și în special Oracle Cloud, în viziunea analiștilor, arăta cam așa. Sper că e suficient de mare și că înțelegeți cumva ce. Gartner evalua capabilitățile Oracle Cloud cu un scor general de 38 și există, mă rog, trei tipuri de funcționalități care sunt analizate. Required, deci chestiile core, să zic așa. Preferred, servicii și funcționalități care sunt folosite foarte des și opționale, trinket-uri. Chestii, servicii care, mă rog, vin cu valoare adăugată, dar nu sunt atât de folosite, trebuie să fie ceva, un use case foarte specific. Și așa, cam așa arată evoluția până în 2021. În 2023 arată deja mult mai bine, în special, pe capabilitățile astea adiționale. Ce a făcut Oracle? A venit și a investit foarte mult în tot ceea ce presupune funcționalități critice. Adică, bazele de date să fie de încredere și să livreze un nivel de performanță, să le putem oferi cunselea de performanță, să putem să garantăm o bună funcționare pentru clienți care de cel mai multe ori vin din industrii critice. Finance, sector public și multe alte domenii în care buna funcționare a bazelor de date și a tehnologiei este foarte importantă. Da? Și puteți vedea cum au evoluat lucrurile. Astăzi, în 2021 eram la 90%, sau, deci aproape un scor aproape perfect. În 2023 arată din ce în ce mai bine și prindem foarte mult având în zona asta de servicii adiționale, DevOps, DevOps, low-code applications și lucruri de genul ăsta. Și în partea dreaptă, din nou, sper că se vede, deși scrisul aici e destul de mic pentru cei care stau în spate, ce credeți că avem aici? Cineva? Avem și giveaway-uri, apropo, vă așteptăm în stand, deci... Evoluția pe semestre ca adopții și ca utilizare. Și aici, din nou, vorbim de cloud, doar de cloud, pentru că asta am vrut să punem aici, dar tehnologia este folosită în continuare și în premize, este mai mult folosită în premizele clientului decât în cloud. Cu toate astea, fiscal year 21, quarterul 3, fiscal year 23, quarterul 3. Consum, sau, mă rog, utilizarea serviciilor, noi o măsurăm prin consum și număr de clienți. Da? Discuții care în urmă cu 2-3 ani păreau imposibile și care au fost pornite în urmă cu 2-3 ani se concretizează astăzi. Există mult mai multă deschidere către cloud, mai ales din perspectiva asta geopolitice. Sunt clienți care spuneau nu vrem să auzim de cloud, după ce s-a mai întâmplat în viața cotidiană au zis stai așa că s-ar putea să nu fie chiar o idee rea. Și nu este o idee rea. Cloud, on-prem, hybrid cloud, multi-cloud sunt lucruri pe care puteți să le folosiți în avantajul dumneavoastră. Ok. Referințe publice. Deutsche Bank, FedEx, Uber, GoTo, Toyota, Vodafone, Uber, abia astăzi, foarte multe din, sau mă rog, percepția generală este că toate companiile astea tip Netflix, companii globale, companii apărute în ultimii 10 ani, folosesc cloud. Uber nu era un astfel de client. Uber folosea și, mă rog, a făcut o investiție semnificativă în data centere proprii, în tehnică de calcul și lucruri de genul ăsta pe care ei și le administreau. Și în urmă câteva luni au decis să migreze tot, să facă un data center exit către cloud. Și au ales Oracle Cloud. Nu au ales Oracle Cloud pentru baze de date. Nu foloseau Oracle Database. N-au ales
Oracle, pentru că, nu știu, exista un avantaj comercial. L-au ales din punct de vedere preț, mă rog, performanță și preț-performanță, raportul preț-performanță. Foarte multe, adică avem niște bloguri și apropo de alegerea lor, cum au făcut alegerea asta și veți vedea că dacă aveți... Da, funcționează? Da. Dacă aveți în calcul sau în minte sau aveți pe listă scurtă cloud-ul și vreți să-l luați în calcul, ar merita să vă aruncați un ochi și asupra Oracle Cloud, apropo de capabilități, prețuri, condiții și așa mai departe. Uber folosește Kubernetes, deci microservicii, folosește service mesh. Toate lucrurile astea hot, să zic așa, sunt folosite de Uber și sunt folosite în Oracle Cloud. Vodafone. Vodafone e un caz foarte interesant pentru că la nivel european sau global își consolidează tot footprint-ul de Oracle și nu numai, în ceea ce se numește Dedicated Region. Adică datacentrele pe care le construim de la zero, cu toate capabilitățile cloud-ului public și serviciile disponibile on-prem, pe care le oferim as a service. Da? Și în 6 astfel de regiuni consolidează toată infrastructura IT. Team, Zoom, mă rog, vedeți că sunt foarte mulți clienți. Deutsche Bank, un client cu un foot, cu un install base foarte mare de Oracle Database și consolidează bazele de date pe un model de tip Clouded Customer. Adică echipamentul Exadata, care este cel mai bun echipament pentru rularea mediilor, pentru rularea bazelor de date, pus în curtea clientului, administrat de către Oracle și cu toate beneficiile avute în cloud-ul public, doar că datele sunt acolo, sunt sub controlul clientului. Da? Și consolidează tot footprint-ul, sau mă rog, tot install base-ul de Oracle Database în premisele lor pe echipamente Clouded Custom. Ce gen de proiecte? Pentru că spuneam de parteneriat, parteneriem, nu vindem, adică da, vindem tehnologie, dar nu ăsta e scopul. Scopul este să parteneriem în a veni cu soluții către clienți. Și vă spun din părere, din experiență personală, 90% din cazuri atunci când ajungem să vindem ceva, vindem în urma unui proof of concept sau împreună în urma unui construire unui minimum viable product. Da? Deci o soluție pe care o dezvoltăm, o co-creăm, dacă vreți, împreună cu clientul și putem să arătăm care sunt avantajele înainte de a lua o decizie apropo de unde va rula, cum va rula și așa mai departe. Și am încercat să pun pe slide-ul ăsta cam care sunt principalele tipuri de proiecte de care ne lovim în ultima perioadă. Low-code development. Low-code development înseamnă că am o interfață, am un serviciu de data asta și fără să am cunoștințe avansate de development, nu am nevoie de front-end, back-end, lucruri de genul ăsta, pot să construiesc aplicații, pot să vin să implementez procese, pot să integrez aplicații sau, să aduc valoare business-ului printr-o soluție de tehnologie, low-code. Da? De cele mai multe ori, adică în ceea ce propune Oracle, se numește Oracle Apex, este o aplicație cu server web și cu tot stack-ul integrat în baza de date. Deci provizionezi o bază de date, intri în browser web și cu drag and drop începi să tragi forme, începi să pui... Și pentru a interoga datele din spate și pentru a aduce informație din backend, atunci trebuie să te folosești de SQL. Da, SQL e un limbaj cunoscut, popular, și de foarte multe ori apelezi la SQL doar la lucruri avansate. Nu la orice, sunt foarte multe forme prestabilite pe care le poți folosi. Analytics și reporting. Un exemplu de analytics, vă spuneam, Formula 1. De fapt, acolo nu e doar analytics. Cum folosim sau cum decidem strategia de cursă împreună cu cei de la Red Bull Racing. Sunt foarte multe variabile care vin de pe circuit în ziua circuitului și foarte multe elemente care influențează performanța pe circuit. Și deciziile trebuie să se ia foarte, foarte rapid. Ce compound, ce cauciuc o să folosesc în funcție de condițiile meteorologice, în funcție de utilizarea pe pistă, în funcție de utilizarea cauciucului în sine, când ar trebui să ne oprim, pe ce... Sunt foarte multe lucruri, iar pe perioada unei curse sunt foarte multe variabile care se modifică și atunci sunt milioane de parametri care sunt calculați înainte și în timpul cursei. Avem un astfel de laborator care în ultimul timp prinde foarte bine. Încercăm să decidem strategia de cursă împreună cu voi folosind data science, limbaje open source de tip Python, Python și librării de Python. Și ce facem? Ne uităm la date istorice, ne uităm la date din calificări, deci ziua premergătoare cursei, și venim practic și luăm niște decizii. Construim un model pe care îl trainuim pe un set de date și apoi încercăm să tragem concluzii pe care le punem în fața inginerului de cursă și el trebuie să decidă strategia. Și până acum funcționa destul de bine.
IT Operational Excellence, cloud-ul vine cu avantajul ăsta de automatizare. Îți ia foarte multe din răspunderile pe care le aveai. De fiecare dată când vorbim cu un client, care este principala problemă, de exemplu, când vorbim de Oracle Database, cam primim răspunsul ăsta, e destul de greu de administrat. Destul de greu de a găsi oameni. Și lucrul ăsta este by design, e un produs foarte avansat, capabil să facă orice, ca și în zona asta de data management. Când vine vorba de cloud, avem un produs care se numește Autonomous Database și nu e apărut ieri, astăzi, îl avem deja de câțiva ani. Este o bază de date în care nu ai acces, nu poți să faci lucrurile de tip administrare. Primești o bază de date care folosește AI, sau machine learning, și optimizează tot ce ține de utilizare și de performanță. Creare de index, creare de view-uri, toate lucrurile astea sunt făcute automat. Iar ce îți rămâne ție de făcut este să vii și să dezvolți pe produsul respectiv. Ai strict acces de developer, creare de tabele, creare de structuri, funcții, triggere, lucruri de genul ăsta. Da? Tot ce ține de administrarea bazei cade în răspunderea furnizorului. Features, enhancements, foarte multe aplicații, dacă cu orice client ai vorbi, vei realiza că din punct de vedere business au nevoie de funcționalități adiționale. Și atunci venim cu soluții de genul ăsta prin diferite alegeri de tehnologie pentru a putea dezvolta funcționalitățile pe care ei le folosesc. Foarte multe proiecte de genul ăsta. Deci dacă vă găsiți printre... Mersi. Dacă vă găsiți într-un astfel de scenariu, nu ezitați să ne întrebați, avem ceva experiență cu lucruri de genul ăsta. Proiecte de consolidare și optimizare a infrastructurii IT. Când zic infrastructură, nu mă refer doar la hardware, mă refer și la aplicații, servere, nivelul aplicativ și așa mai departe. Și proiecte de integrare. Foarte multe în ecosistemul unui client găsim foarte multe componente, de cele mai multe ori dispersate. Proiectele de integrare sunt proiecte care încearcă să uniformizeze tot ceea ce presupune autentificare, schimb de informații. Poate, nu știu, vă sună familiar scenariu în care te duci într-o aplicație, să zicem că ești angajat la o companie, te duci într-o aplicație, completezi o formă sau, nu știu, vii cu un input și realizezi că în acealaltă aplicație, de fapt, toate schimbările pe care tu le-ai făcut nu se reflectă. Proiectele de integrare cam asta fac și automatizează foarte mult din procesele manuale, sau ăsta este scopul lor, să zic așa. Flexibilitate, am spus-o deja și nu e întâmplător că am făcut-o și pe slide, încerc să fac lucrul ăsta cât se poate de clar. Chit că vorbim de software, pachete pe care puteți să le instalați ca software pe infrastructura pe care aveți la dispoziție sau că vreți să vă duceți către cloud, către un serviciu de tip managed, aveți posibilitatea să o faceți. Oracle Database are un echivalent, Database Cloud Service sau Autonomous Database, MySQL, MySQL Cloud Service și Heatwave. Data Integrator, produs de tip ETL, de a muta datele dintr-o parte, dintr-o bază într-o alta, de a le modifica și așa mai departe, Oracle Data Integration Cloud Service. Ce încerc să spun pe slide-ul ăsta e că aveți toată flexibilitatea apropo de componentele pe care vreți să le folosiți și sper că până în punctul ăsta ați înțeles că nu e vorba doar de baze de date. Și Oracle e scump. Da? Asta e alt lucru pe care l-auzim foarte des. Foarte, foarte scump. Și nu o să vă contrazic. Pot să vă spun că de-a lungul timpului am constatat că nu este foarte scump comparativ cu alternativele sau, mă rog, cu celelalte soluții echivalente de pe piață. Și oricum lucrul ăsta nu mai e neapărat valabil. Da? V-am spus, cloud a dus la democratizarea tehnologiei. Ce aveți aici pe slide sunt servicii pe care le primiți gratuit, nu pe o perioadă limitată, ci pe întreaga utilizarea contului vostru de cloud, pe care le primiți la dispoziție. Două baze de date autonome, cu toate funcționalitățile și toate trinketurile posibile, le aveți disponibile for free în momentul în care vă registrați un cont în cloud. Două shape-uri, două mașini virtuale AMD, sau patru instanțe de Ampere, procesoare RISC de data asta disponibile în cloud-ul public. Log storage, object storage, archive storage și foarte multe servicii adiționale. Notifications, logging, dacă ești developer și vrei să construiești o aplicație, începi și posibil să și termin cu resursele astea. În momentul în care începi să ai clienți sau în momentul în care începi să ai o încărcare pe sistem, atunci cu siguranță poți să scalezi și să plătești resursele pe care le folosești. Cam ăsta ar fi avantajul. Plus, $300 la momentul în care ți-ai făcut contul de cloud,
pentru a testa toate celelalte servicii care nu sunt în pool-ul ăsta de Always Free. Da? Sunt foarte multe avantaje, adică nu văd dezavantajele. Puteți să vă jucați, puteți să le testați, puteți să vă creați clusterul de Kubernetes, puteți să-l folosiți într-o mie de moduri. Dincolo de serviciile disponibile prin intermediul cloud-ului, foarte multe soluții de tehnologie. Oracle Database 23C a fost recent lansat și este practic pentru cei familiari o continuare a Oracle Express Edition, o bază de date pe care o puteți folosi always free. Sunt anumite limitări, bineînțeles, ca produs, să zic așa, free, adică nu primești suport, există o limitare când vine vorba de putere de calcul și lucruri de genul ăsta, dar ai toate funcționalitățile avansate. Golden Gate Free, serviciu de tip Data Mesh, poți să extragi și să manipulezi date din orice bază în orice bază. Un produs care în mod normal era foarte scump, îl aveți în variantă reconstruită pe arhitectură de microservicii gratuit și sunt multe altele. Ce încerc să vă transmit din nou este că dacă aveți un proiect la care vreți să colaborăm, vreți să, nu știu, să aflați o opinie apropo de implementare și așa mai departe, costurile s-ar putea să nu fie o problemă. De fapt, mai tot timpul nu sunt o problemă, mai ales din perspectiva asta, apropo de lucruri pe care le primești gratuit. Și am vorbit de inovare. Astăzi vorbim de inovare, am vorbit de Uber. Am zis să dau și un exemplu mai apropiat de noi, nu din România, pentru că majoritatea clienților nu sunt neapărat referințe publice sau s-ar putea afla în sală și atunci am ales un proiect care a fost implementat, livrat de echipa mea de aici din din București, din România. It's estimated that more than a million tons of waste is now in the Mediterranean region, and this is growing every year. I grew up right next to the sea. I spent most of my childhood playing in the beach and in the water. I know the importance of having clean water, clean seas, and as clean a marine environment as we can. Plastic itself is not a problem. The problem is how we handle it. If we use plastic as a tool of packaging and recycle it properly, it's a perfect material. When we started Kipsi Blue, we wanted to have a transparent and easy to use tool that would enable us to record the journey of plastics from the sea to packaging again. So we want a consumer that is using a specific packaging to be able to know where this was collected from, where it was recycled, when it was made packaging again, so he can be part of what we do. Oracle Blockchain has made this possible for us. We can't just keep waiting and pretending that nothing is happening. We have to do a lot of work, but I'm very optimistic that we will get there. Data viitoare când mergeți în Grecia, stați pe plajă, puteți să vă gândiți la chestia asta, da? Facem ceva în a păstra apele curate. De ce am ales proiectul ăsta? Sunt foarte multe. Pentru că e un mesaj foarte puternic și pentru că mândria pe care noi avem că am contribuit la un astfel de proiect este una foarte, foarte puternică. Aveți idee, doar așa, ca exercițiu, v-am tot spus că Oracle e affordable, da? Care este costul lunar pentru serviciul de blockchain, serviciul de low-code care sunt folosite în spatele acestei aplicații, folosite de foarte multe entități de pe malul Mediteranei? Un cost estimativ așa lunar. Zero? Nu e chiar zero, dar undeva la $450. Pentru că serviciul de blockchain, care de fapt se va baza pe Hyperledger, o soluție open source, consumă niște resurse în afara celor gratuite. Și atunci ai $450. $450 să implementezi chestia asta. Iar proiectul de la momentul în care am avut prima discuție până la livrare, 3 săptămâni. Da? Tot. Adică am construit partea de smart contracts pentru partea de Hyperledger, partea de low-code, care era front-end-ul, în care entitățile se înregistrează fie ca consumatori, fie ca entități care colectează materiale de plastic și practic toată aplicația asta a fost construită împreună cu cei de la Kipsi Blue, care sunt un NGO fără niciun fel de competență tehnică. Da? Deci cam asta. Sper că răspund de întrebări. Dacă vreți să aflați mai multe informații, putem să... Din nou, vă invit în stand. Ăsta o să fie și mesajul final.
Sustainability, poate că, adică, ok, vedem destul de multe mașini electrice pe stradă, dar ce facem dincolo de mașinile electrice și care, de unde apare tot push-ul ăsta? Păi, cred că sustainability ar trebui să fie ceva ce ne interesează pe toți și dacă nu ne interesează încă, ar trebui să ne intereseze în perioada următoare. În 2024 există niște reglementări europene, se numesc CSDR, care o să impacteze în prima fază undeva la 600.000 de companii. Sper că am datele corecte în minte, da? Ok. Asta ce va presupune? Va presupune că aceste companii vor trebui să raporteze nu doar rezultatele financiare, ci și raportul de sustainability, ESG-uri. Da? Foarte multe avantaje și tocmai de asta, nu numai când vine vorba de cloud, dar și când vine vorba de a adopta tehnologie recentă, să zic, în premisele clientului, putem să facem să reducem foarte mult amprenta de carbon și să îmbunătățim toate lucrurile astea care de altfel vor trebui să fie raportate. De asta am construit o altă aplicație pe care putem să o rulăm în bus. Am mai spus odată, preluăm inputul de la dumneavoastră printr-o discuție și vă spunem cam care ar fi reducerea sau cam care ar fi avantajele dacă facem ceva modificări. Deci ăsta un alt unghi care merită analizat, fie din dorință proprie, fie dacă nu din reglementări ce vor urma să vină. Pornind de la aplicație, analizăm practic cam care este consumul, pornind de la situația actuală. Pornind de la situația actuală, putem să venim cu recomandări. Dacă te duci în cloud, de exemplu, cloud care este, apropo, 100% energie regenerabilă, verde și așa mai departe, o să îmbunătățești aceste aspecte, apropo, de raportare. E ceva consultativ. Poți să consolidezi sau să faci un refresh de hardware de la o generație veche care era mult mai poluantă sau, mă rog, în indici și în raportare arată mult mai rău decât o tehnologie curentă. Colegul meu, Mihai, ei au construit tool-ul, vă invităm să discutăm subiectul ăsta, că e foarte, foarte interesant și la nivel european capătă din ce în ce mai mult interes. Cred că s-a cam terminat timpul alocat. Trei idei, se spune că într-o prezentare poți să reții trei idei principale. Prima, nu suntem un vendor de software, suntem un partener de inovație sau așa ne-ar plăcea să ne vedeți. Doi, tehnologie oracle oriunde, on-prem, în cloud, sub ce model financiar vreți. Da? Și lucruri care în trecut nu erau valabile, astăzi sunt. Și start innovating today. Dacă vreți, aveți dorința asta de a inova, de a construi ceva nou, aveți o nevoie presantă la care vreți să răspundeți, putem să începem să lucrăm la ea fără niciun fel de investiție prin toate lucrurile pe care le-am prezentat până acum. Cam asta vreau să vă propun. Vă las mission statement Oracle și sper că ați păstrat cel puțin o informație utilă din prezentarea asta. Mulțumesc mult!